Hai mai sentito una evocazione personale o esperienza personale che la maggior parte del mondo si sente sciante, che nel celeste invece prima non interessati gli storici, i filosofi, gli intellettuali, Francesca e perciò critica un po' benissimo. Scegliamo da come fa che la stessa impressa nei discorsi storici, soprattutto dopo, a non Besançon, ci vorrà chiudere la verità. Cât se știe în Occident, mai ales în Franța, despre ceea ce se întâmpla dincolo de cortina de fier. Bineînțeles că discutam la ora aceea și cu foarte mulți români din diaspora, mai ales unii dintre noastre, cu siguranță că își amintesc poate și vocea din Monica Ludinescu sau Virgilia Runca. Tot românii știau cine sunt Virgilia Runca și Monica Ludinescu și mă vedeam că nici nu spuneau atât că știu noi aici, din anii 60, degeaba le spunem francezilor sau multor intelectuali francezi să mergem la exemplu de unde venim și ce se întâmplă acolo, pentru că nu suntem crezuți. Dar din potrivă, suntem gândiți ca multe extremitate, pentru că sunt adevărul care nu convin. Pentru că există, spuneau ei și spun și alții, o stângă revoluționară plină de, a spune, elanuri utopice care mai crede că poate fi ceva salvat dacă aplicat în doctrina marxist-leninistă. În Franța, și aș vrea să vă spun că eu vorbesc despre Franța cu un imens respect, pentru că sunt mai multe Franțe. În Franța a existat o trezire lentă, o spun chiar francezul habitați, în ceea ce privește adevărul legat de provință. O trezire lentă pe etapă. Aș spune că repet ceea ce am auzit, ceea ce m-au povestit intelectuali francezi, actori, regizori, scriitori, mi-amintesc desigur de aceste cuvinte. Ah, cât de greu ne-am trezit! Am avut nevoie de 1956 de revolta din Ungaria când s-au trezit un intelectual, nu toți. A fost nevoie de 1968 în Cehoslovacia ca să se mai trezească un al doilea val de intelectuali, toți respectabili de bine. Am mai fost nevoie din invazia Afganistanului în 79 ca să se mai producă o trezire. Și încă, după căderea comunismului, trezirea nu a fost definitivă, pentru că a existat întotdeauna, din motivul istorice pe care poate unor le putem înțelege, dar nu le putem accepta. Înțelegem de ce, dar nu putem accepta, pentru că e ca un adevăr matematic. Unul și unul fac doi. Un matematic. Nu pot fi cauționate crime gigantice, nici în obiective așa zis umaniste, nici cu argumente așa zis ideologice, nici pentru că vrem să salvăm câte ceva prin utopie și avem impresia că dacă vom critica comunismul, vom pierde și ultima utopie posibilă. Franța este, de fapt, un laborator teribil de idei, de dezbateri și noi chiar violent. Domnul Pierre Bourdon a fost voluptos criticat. Fiecare lucrare, fiecare carte, fiecare efectiv, fiecare titlu pe care l-a scos, a fost, pe de-o parte, foarte bine primit de public, în sensul că publicul larg a intrat în respectivele documente, a gustat, în același timp s-a mirat, s-a lăsat uluit, stupefiat, indignat de modul în care Pierre Bourdon prezintă anumite pagini ale istoriei comunismului și în același timp au existat în fața sa enorm de multe rezistențe, critici. Aș spune că sunt unii care l-ar fi sfârmat în bogățele dacă ar fi putut. Ați înțeles că vorba de o metaforă. Aș vrea să vă dau un exemplu recent. Nu cu multe vreme în urmă, tot sunt vreo două luni, Parlamentul de la Strasbourg a adoptat o rezoluție în care se vorbea despre caracterul nefast al pactului Ribbentrop-Molotov și impactul pe care l-a avut această înțelegere între Hitler și Stalin în declanșarea celui de-al doilea război mondial. La câteva zile după adoptarea acestei rezoluții, un democratic de către Parlamentul de la Strasbourg, un număr copleșitor de voturi pentru, am citit și altfel am difuzat în postul de radio la care lucrează la Paris, Radio France Internationale, o reacție în ziarul L'Humanité, în cotidianul comuniștilor francezi. Cineva, chiar directorul ziarului,
era atât de indignat că putea fi pusă în cauză această înțelegere între Hitler și Stalin și că era considerată ca un factor declanșator al războiului și că implicit cineva își permitea de Parlamentul, prin democratic, prin vot democratic, să compare nazismul cu comunismul, atât de indignat era directorul Ziarului Humanitei, că a început să recurgă la termen din vechea limbă de lemn ca să califice această rezoluție și spune acolo este o revoluție scelerată. Mi se pare un exemplu stupefiant de doctrinare profundă, de caz, de intelectual, de militant, care fie că preferă vorbirea voluntară, termen pe care l-am găsit în lucrările domnului Thierry Breton, fie că, din motive de profundă toate convingere, mai consideră că ceva poate fi salvat din marxism-leninismul care a distrus jumătate din umanitate și a creat, cum spunea domnul Luceanu, și un cimitir enorm de 100 de milioane de morți. Domnul Thierry Breton este, în primul rând, un cercetător avizat. Nici o frază din cele pe care le veți citi, puteți să le subliniați, să le rețineți, nu este nedemonstrat. A reușit, după căderea comunismului, să aibă acces la arhivele care s-au deschis pentru puțină vreme la Moscova. Chiar și înainte scrisese o carte absolut îngurătoare despre influența KGB-ului în Franța. În culisele serviciilor secrete și ale diverselor relații, aș spune, care sunt tabu, la un nivel pe care rămâne secret, el a reușit să, cum să vă spun, să demonstreze că au existat planificații nefaste chiar până în momentul în care le-au comunicat. Au existat în aceleași cipotnicele legate de finanțarea de către Moscova a partidelor comuniste din Occident. A reușit să scrie o carte despre infiltrările KGB-ului în Franța, cu totul și totul remarcabilă, și după aceea un număr impresionant de alte cărți despre această pedeapsă pe care am suportat-o noi, dar aș spune că și mai suportabil în acest moment este că nu ni se recunoaște suferința. Cum s-a întâmplat și mie în Franța deseori, lucrând cu scriitori, cu regizori, cu actori, să ne spun apoi, de fapt, comunismul este o idee bună, dar a fost aplicat. Este, aș spune, expresia ultima a dogmatismului. De ce n-a funcționat în creier și a lăsat în urmă lui numai mulți? Iată un mister care mi se pare că, totuși, nu putem să credem până la lucrul că într-adevăr, s-ar putea să reușească ceva. În locul răutată, mă întreb pe ce n-a încercat ca frumoasă pe care a reușit apoi. Revenindu-se la domnul de Revoltum, aș spune că aceste cărți sunt scrise cu mult suflet. Că prefața de la acest al doilea volum, al istoriei moderne a comunismului, spune ceva care m-a făcut curat. Spune, am plâns citind anumite păcuri. Am plâns citind anumite pagini, documente, am plâns. E un gest extraordinar, această sinceritate, dar spun acum, sunt oameni care sunt de plâns pentru că nu recunosc, de fapt, acest adevăr. Sunt de plâns pentru că, și iată această carte, în naționalismul de stânga, nu recunosc faptul că aceste mari pedepse care au venit asupra Europei, nazismul și comunismul, pot fi numai comparate, dar au enorm de multe puncte în comun. Domnul Thierry Breton încearcă să construiască și câteva instrumente de înțelegere, pentru că depinde, propun un concept în care să nu
L'obiettivo così del genocidio commesso proprio dai Vailo, dell'Olocausto, ci sono concetti che noi abbiamo assimilato, che distruggerà una classe per motivo di costruire un nome. Ma non esiste più niente. Abbiamo tutto un concetto genocidio di classe. Cioè, c'è attribuisce nello spirito. Perché noi speriamo che questo nome è un coraggio straordinario, che ha nemmeno un'unica continua, se lutta con l'avversario e con l'avversità, per fermare l'umanità, per umare il coraggio, per umare la serenità, pentru că știe că are de loc în spate. El știe câți adversari are și câtă presă câteodată se revelează împotriva lui. Uneori chiar și unul nu se așteaptă și în același timp știe care e dreptatea sa pe partea sa și îmi spune că pentru noi, pentru noi în România și pentru noi în țările Europei de răsărit, a pus lucrurile la punctul timp sintetic cu niciun gen istorici este europeni nu a reușit să o facă. Cu o calitate tulburătoare, această trilogie, și anume, călării victimele complice, deja în titlurile pe care le-am indicat, captează tot. Din nefericire, eu de la capitolul complice pe care eu l-am citit deja pentru presa franceză, el recunoaște că mulți dintre acești complici sunt vechi intelectuali francezi. Intelectuali pe care noi îi admirăm, pentru că noi români avem o legătură profundă cu Franța și i-am și citit și i-am și admirat, dar nu este doar greu să credem că Sartre a putut fi atât de oricum dintre multe vreme, că este legătură pe un monton care toată lumea știe, făcea pelerinaje la Moscova și unde s-au făcut păcăni? La un moment dat putem înțelege că s-au păcălit, dar și mai grav e să te păcălești, să nu te încălești după aceea. Sunt unii care, și le spuse mulți, care s-au păcălit, au cauzionat crimele, au făcut jocul, cum să vă spun, utopie negative și nu s-au căit niciodată. Sunt figuri care în Franța în continuare sunt extrem de populare. Poetul lui a luat bombe din mine. A fost un docil servitor al Partidului Comunist Francez. Alain Badiou, de pildă, este un maoist care niciodată nu și-a pus cenușă în cap, ca să zic așa. Mi s-a întâmplat să am prieteni francezi, actori care să-mi spună Matei, eram maoist în anii 60, pentru că am crezut că prin maoism se putea ieși din stalinism, adică dintr-o groapă neagră întunecată, se ieșea printr-o altă groapă neagră întunecată. Și îmi spunea altul respectiv ce prost am fost. Ar fi oare, după părerea mea, un fel de act de justiție, de sinceritate, de umanism ca acești oameni care sunt încă în viață să recunoască măcar acum că s-au înșelat. Primul lucru ne povestește rătăcirile. Se face extraordinare și cu asta vreau să termin, ținând accentul pe talentul lui de scriitor. Dincolo de ceea ce reprezintă el ca istoric, dincolo de ceea ce reprezintă el ca o formă de curaj intelectual, de tenacitate, de muncă, pentru că a luat mărturii și documente extrem de importante, este un om de mare talent. Ceea ce scrie este, aș spune, un fel de roman al istoriei tragice și mai ales înainte de toate este o conștiință morală a Europei. Ceea ce spune el dintre altele, ce foarte important, este să distrugă unul din zidurile care a mai rămas între Estul și Vestul Europei, zidul memoriei. Să se prăbușească acel zid și adevărurile pe care noi le știm și mărturile pe care noi le-am acumulat, să poată să treacă și dincolo și să fie acceptate.
circa istoria se scrisse, se le scrivesse, che avessero scritto i vendatori, che avessero essere manipolato, che va continuasse a dire manipolato, cioè c'è non sempre che con tutto rispetto non potem tutto se ne va per fare parte. Perché non avuto la possibilità che arrivo al ponte sempre a microfono, ci sono tanti interpreti che hanno avuto nel nostro momento di vicinanza.